Există ceva ce poți să faci simplu, seara înainte să te culci, astfel încât să te relaxezi. Te salut, sunt Dana Țupa de la Purna Yoga și te invit să călătorești împreună cu mine în acest mini-tutorial despre respirația relaxantă. Activitățile de zi cu zi, intensitatea acestor activități, a task-urilor pe care le avem de dus la îndeplinire, practic ne fac să activăm conștient sau inconștient sistemul nervos simpatic, acel sistem nervos pe care îl acuzăm de cele mai multe ori de acea reacție luptă sau fugi și care practic ne blochează digestia, relaxarea, ne blochează în general tot ce înseamnă activitatea organelor interne, mai puțin musculatura, și inima care pompează sângele către membrele superioare și cele inferioare. De aceea suntem și stresați. Bun, și dacă trăim în marea majoritate a zilei pe acest sistem de luptă sau fugi cu stresuri și pe sistemul nervos simpatic, seara, la culcare, ar trebui să trecem pe sistemul nervos parasimpatic, cel responsabil de digestie și de relaxare. Și cum putem să facem acest lucru? Este foarte simplu și am să-ți dau o cheie, am să-ți dau o tehnică extrem de simplă pe care să o faci seara la culcare. Nici măcar nu este nevoie să stai înșezut, așa cum sunt eu acum, ci te poți lungi în pat, pregătindu-te să te culci și să pui palma dreaptă pe piept, palma stângă pe abdomen și să faci în așa fel încât să respiri abdominal. Deci să nu miști zona superioară a trunchiului, ci să miști abdomenul. Deci atunci când tu stai culcată sau culcat, practic, inspirul să împingă palma, expirul să lase palma să coboare. Iar respirația pe care să o faci să aibă un anumit timp. Inspirul 4 secunde, expirul 8 secunde. O să-ți arăt cam cum arată și în același timp am să și număr cu degetele de la mâini, de la mâna dreaptă, ca să vezi când se produce inspirul și când se produce expirul. Deci inspir, expir. Inspir, expir. Inspir, expir. Și această tehnică o poți face pentru aproximativ 5, 6, 10 minute sau cât îți este ție confortabil și vei vedea că la un moment dat întregul tău corp se va relaxa, mintea se va calma, se va liniști și astfel vei putea să ai un somn de calitate. Dacă ți-a plăcut acest material, lasă-mi, te rog, un comentariu și urmărește-mă pe paginile mele de Facebook și, de ce nu, și pe YouTube și pe Instagram. Namaste!